Executivul a aprobat o hotărâre de guvern privind aprobarea metodologiilor privind stabilirea normelor de taxare la veniturile obținute din activitățile agricole. Aceeași decizie cuprinde și modul de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plată a impozitului pe venit din legea cooperației agricole prin acest act normativ se reglementează redefinirea temeiului juridic din codul fiscal privind impozitul pe venitul agricol, introducerea sintagmei normă de venit unitară ca valoare necesară calculului de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, familiale, denumite în continuare persoane fizice, a producției valorificate prin sau către cooperativa agricolă pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plată a impozitului pe venit. Faptul că în cazul persoanelor fizice sau membrilor asociațiilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor nu generează venit impozabil. Metodologiile pentru calcularea de către direcțiile agricole județene, respectiv a Municipiului București, a normelor devenit și a normelor devenit unitare, însoțită de exemple pentru toate categoriile de produse vegetale și animale. Prin același act normativ se mai reglementează metodologia de calcul de către contribuabil, persoane fizice, a venitului anual și, după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit. Prevederi specifice pentru producția valorificată prin sau de către cooperativă agricolă în anul fiscal 2018, precum și pentru perioada următoare, începând cu anul fiscal 2019, referitoare atât la depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, cât și a rectificării acesteia prin depunerea unei declarații rectificative.